Eu vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs acestei invitații. Doar câteva zile în urmă, doar 3 zile în urmă am lansat acest apel pentru că astăzi să organizăm Marșul Familiei aici în Chișinău. Noi cu toții pledăm pentru valorile noastre naționale. Noi suntem moldoveni. Dar noi ca moldoveni tot timpul cel mai sfânt a fost pentru noi credința în Bunul Dumnezeu și evident familia. Familia a fost stâlpul moldovenilor de veacuri. De la Ștefan cel Mare și înainte la Ștefan cel Mare. Și așa trebuie să fie și în continuare. Noi vedem că cineva încearcă să hotărască viitorul copiilor noștri. Cineva vrea ca copiii noștri să gândească altfel decât gândim noi, bunieii și strămoșii noștri. Noi nu dorim acest lucru pentru cei care trebuie să ne ducă numele nostru mai departe. Pentru ce trăiește fiecare dintre noi? Puneți-vă întrebări. Noi cu toții am venit pe acest pământ și trăim pentru a lăsa urmași. Urmași demni de noi, de părinți, de bunei, de strămoși. Ceea ce încearcă să ne impună acum valorile acestea netradiționale, care distrug din temelie Republica Moldova și familia și statul, noi nu trebuie să le permitem acest lucru. Mâine, aici, nu departe, aceste persoane care sunt trădători, aș spune, trădători ai valorilor naționale, vor încerca să organizeze alt marș. Cineva din dumneavoastră m-a întrebat, domnule, de ce n-am ieșit mâine? Pentru că nu trebuie mâine să punem copilașii noștri împotriva celor care gândesc și ne promovează alte lucruri. Noi suntem mai buni ca ei. Mâine ei vor fi apărați de polițiști. Eu vreau să mulțumesc polițiștilor care au fost alături și ne-au ajutat să mergem. Da, regretabil, pe drum unii din colegii noștri au fost scopați. Nu am înțeles poziția primăriei, care nu vor să-mi dea lumină aici. Cred că nu e ideea primarului general, dar vedem. Dar noi astăzi am demonstrat că avem poziție. Că suntem cetățeni ai acestui stat. Dragii друзья, я знаю, что здесь есть представители всех районов Республики Молдова. Я уверен, что мы можем провести марш сотни тысяч. Не было в этом задачи сегодня. Но я уверен, что каждый житель Республики Молдова ценит то, что ему передавали отцы, деды, предки. Ценит домашний очаг, нормальную семью. Нормальную семью, где есть папа, мама, дети. Я как отец троих детей, вот здесь тоже отец троих детей. У кого еще трое детей? Поднимите руки. У кого больше трех детей? Я как привод убрал. Ватсяк земжу, дела фамилии. Драч тинер, я сейчас он тинер. Хоть и не привез мус тинер, я куда-то журналист речи. Ворог креац фамилии. Традиционали. Vă rog, naștiți copii sănătoși, sănătoși și la suflet, în primul rând. Copiii sănătoși la suflet iau cele mai bune tradiții de la părinți. Nu sorosiși, nu îngiși, nu, am vrut să spun altfel, dar nu spunem asta. Uitați-vă ce fac oponenții noștri. Ei vor mâine să organizeze acest eveniment în sărbătoarea când noi sărbătorim Ispas. Hristos a înălțat. Но его сарбатуры по надумине качей маре, а ну именно часто с этой мэна. Именно в этой неделе они хотят свои марши проводить. Я уверен, что большинство граждан Республики Молдова понимают и ценят молдавскую традиционную семью и наши обычаи, нашу православную церковь. Вы мулцумеск, куда мне жуты, санатати фамилию Рубневастра, что тут у вас юбиня. Totul va fi bine. Mulțumim!